Aproape 99% din cartierul Nicolae Bălcescu este conectat la rețeaua de apă și canalizare a municipiului. Constructorii care se ocupă de extinderea canalizării prin proiectul european câștigat de compania județeană APA Serv mai au de executat ultimele lucrări în cartierul Bălcescu, dar un volum mai mare a rămas pentru cartierul Petru Rareș. Lucrările de extindere a canalizării se fac în paralel cu cele de montare a stațiilor de repompare. În zona Nebălcescu mai au de rezolvat Prundului și, bineînțeles, de montat stația de repompare din sensul giratoriu de la Luțca. În zona Alexandru cel Bun au demontat stația de repompare și traseul țevii pentru refulare în Alexandru cel Bun, deci ea se montează în favorit jos la intersecția Cedava cu Victor Hugo. În zona dincolo, în zona Petruraș, cartierului Petruraș, lucrările sunt puțin întârziate acolo. Sperăm că și la ei, odată cu venirea primăverii, vor demara mai în plin și să sperăm că totuși până în septembrie le termină. Din păcate, pe partea de modernizare a stației de epurare din același proiect european câștigat de APA Serv, lucrurile nu merg foarte bine. După ce aproape tot anul trecut nu s-a făcut nimic, compania a reușit să găsească un constructor serios, însă ritmul nu este suficient de alert pentru a acoperi întârzierile. Cred că au găsit finanțare, din cine au raportat cei de la APA Serv că este finanțare, cred că au găsit în sfârșit un investitor care s-a apucat serios de treabă, care are și bani necesari să ducă lucrarea asta la bun sfârșit, să așteptăm să vedem progresele. Deocamdată n-au trecut de 20%. O veste bună vine de la autoritățile locale pentru locuitorii din cartierele Bălcescu și Petru Rareș, aici unde sunt programate mai multe lucrări de modernizare a străzilor, dar acestea depind de finalizarea extinderii canalizării. Avem două zone, deci în cartierul Nebălcescu asfaltăm Chinosului, Mărului, Ogniței și Pescarilor. Iar celălalt, dacă vom termina, dacă APA Serv va termina timp util, în zona cartierului Petruraș sunt Avramiancu, Fundătura Crișan și o bucată din Bulevardul Nebălcescu. Contractul pentru extinderea rețelelor de canalizare în Roman și Săbăoane a fost semnat în septembrie 2013 și depășește 27 de milioane de lei. În orașul Roman, extinderea rețelei de canalizare se va face cu aproximativ 14,9 km pe 34 de străzi și se vor construi 13 stații de pompare a apei uzate.